Sindicaliștii din învățământul preuniversitar s-au ținut de cuvânt și au pichetat prefectura Iași. Ei au cerut guvernului să-și respecte promisiunile electorale legate de majorarea salariilor, începând cu data de 1 iulie. La protest s-au alăturat și angajații din 12 muzee ieșene, nemulțumiți de nivelul salariilor. Aceasta a fost atmosfera în fața prefecturii Iași, unde s-au adunat aproape 100 de persoane. Au fost acolo sindicaliști din învățământul preuniversitar care au cerut guvernului să-și respecte promisiunile electorale făcute în legătură cu majorarea salariilor. Trebuie spus că domnul Dragnea s-a declarat și garantul acestui program de guvernare. În consecință, cerem domnului președinte să-și respecte, ca și întregii clase politice și în special domnilor deputați și senatori ai Coaliției Aflate la Putere, Partidul Social Democrat și ALDE, să-și respecte promisiunile pe care le-au făcut în campania electorală. Ne referim aici în special la majorarea de 20% pe care au promis-o angajaților din învățământul preuniversitar începând cu 1 iulie. Ne referim la o poziționare mai bună în proiectul legii salarizării unitare. Avem hotărâri judecătorești, este ultima tranșă de 35% care nu s-a aplicat. Avem hotărâri judecătorești privind dobânzile la sumele pe care noi le-am câștigat în instanță. La protest s-au alăturat și angajați din 12 muzee ieșene și ei au nemulțumiri de natură salarială. Avem mai multe revendicări. Prima ar fi să fie corelați coeficienții salariali ca și în instituțiile de spectacol, muzeele de rang național să existe salarizare unitară, nu diferențiată, pentru că toți lucrăm pentru promovarea patrimoniului național. Ce salarii aveți? 3.000. 3.050. Da, așa. Câți ani de muncă? 44. Așa că vrem mărit, vrem să ne dea cine a promis. Este o foarte mare discriminare între noi și asta, pentru că banii odată ce ne-au dat, acum vor să ne ia înapoi. Nu știu de ce. Sindicaliștii nu se opresc aici cu mișcările de protest. Miercuri, începând cu ora 12, mii de sindicaliști din toată țara vor picheta Palatul Parlamentului.